750 de locuri de muncă, atâtea se pun la bătaie pentru cei care vor să lucreze la culesul căpșunilor în Spania. Selecțiile se fac la Vaslui și Slatina. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu anunță sibienii că, la solicitarea angajatorilor spanioli, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în data de 13.1.2014 la Vaslui și în perioada 15.16.1.2014 la Slatina selecții pentru persoanele care doresc să ocupe un loc de muncă în sectorul agricol din Spania la culesul căpșunilor. Angajatorii spun că au nevoie de persoane care sunt apte de muncă la câmp. Contractele se derulează pe o perioadă de 3 luni, începând de la jumătatea lunii februarie a anului viitor. Se lucrează 6 ore jumătate pe zi, 39 de ore săptămânal, iar cea de-a 7-a zi este pentru odihnă. Programul va începe la primele ore ale dimineții, iar muncitorii beneficiază de pauză de masă de o jumătate de oră. Salariul oferit este de aproape 40 de euro brut pe zi. Banii vor fi plătiți prin transfer bancar. Contribuțiile datorate sunt 2% impozit pe venit și 113 euro asigurare socială. Cazarea este oferită de angajator și costă doar 1 euro pe zi. Transportul către locul de muncă este decontat. Cei interesați trebuie să se înregistreze în evidențele ANOFM. Înregistrarea se poate face la sediul AJOFM Sibiu. Dosarul de înscriere trebuie să conțină copie după buletin sau pașaport, CV model Europass, cazier judiciar în original care să ateste că nu sunt antecedente penale, adeverință de la medicul de familie cu mențiunea clinic sănătos și o poză tip pașaport. Sunt scoase la concurs 750 de locuri de muncă.